Risc de explozie la centrala nucleară din Cernobâl, anunțul a fost făcut de vicepremierul ucrainean care spune că un depozit de muniție amplasat de ruși lângă situl nuclear ar putea produce un nou dezastru. În acest context, Ucraina a cerut retragerea imediată a forțelor trimise de Vladimir Putin, iar rușii au început deja să se retragă și nu însă pentru că ar fi ținut cont de cerințele Ucrainei și pentru că militarii trimiși la Cernobâl s-ar fi contaminat cu particule radioactive. Un depozit de muniție de la Cernobâl este în pericol de explozie, a anunțat vicepremierul Ucrainei, Irina Vereșciuc. Depozitul ar aparține forțelor rusești care ar fi adus muniția extrem de aproape de locul în care sunt securizate deșeurile radioactive. Rusia trebuie să-și retragă imediat trupele din zona Cernobâl. În contextul securității nucleare, cerem Consiliului de Securitate al ONU să ia imediat măsuri pentru demilitarizarea zonei de excludere a centralei nucleare de la Cernobâl și să introducă o misiune specială pentru a preveni riscul repetării dezastrului nuclear din 1986, după ce rușii au ocupat zona, a declarat vicepreședintele premierul Ucrainei în cadrul unei conferințe de presă. Între timp, se pare că rușii au început să își retragă din trupele din zona Cernobâl pentru că militarii trimiși de Putin s-ar fi contaminat cu particule radioactive. Soldații care nu ar fi fost echipați corespunzător au fost trimiși la un spital din Belarus. Șapte autobuze pline cu militar ruși care suferă de sindromul iradierii acute au ajuns în Belarus din zona de excludere de la Cernobâl, a scris pe Twitter un jurnalist și veteran al armatei ucrainene, care îl citează pe Iaroslav Emelianenko, membru al Consiliului de Stat care supervizează zona de excludere. Armata trimisă de Federația Rusă să invadeze Ucraina a ocupat Cernobâlul la puțin timp după intrarea în stat dinspre Belarus. Încă de atunci au existat avertizări că ar putea exista un nou dezastru nuclear din cauza bombardamentelor ruse, dar și din cauza modului în care soldații lui Putin tratează personalul care lucrează în cadrul sitului nuclear.